în emisiune, doamnelor și domnilor, obțineam o declarație extrem de interesantă de la șeful Electrica, directorul general Folescu, cel care ne spunea că în acea afacere în care o casă poștală din Cipru, care a cumpărat afacerea fiului domnului Ghinaț, dar le-a cumpărat și celelalte afaceri, tot de la căsuța asta poștală din Cipru s-au tras toate, face în România afaceri cu mulți megavați. Aproape cât un grup de la Cernavodă, la un preț de nimic, 156 de lei de megawatt, în timp ce dumneavoastră plătiți 506 lei de megawatt. 10 de milioane de euro pe an a câștigat această căsuță poștală. Ce două infracțiuni la care noi am făcut referire sunt subminarea economiei naționale, prevăzută și pedepsită de articolul 165 cod penal, și articolul 167 cod penal, complot. Complot. Trebuie să mi le explicați după o pauză de publicitate. Îmi rog pe Adrian Anită, pe producătorul meu, să ne spună cât avem până la ea. 323 de milioane de euro este diferența dintre media pieței și prețul acordat acestei firme. Atât a pierdut Electrica din această tranzacție într-un an și 8 luni de când s-a desfășurat. Că povestea Rusnap este una de siguranță națională prin subminarea economiei naționale și de complot. Cine sunt autorii complotului pentru o pagubă de 323 de milioane de euro dată statului român într-un an și jumătate, domnule Zan? Se pare că prelungirea acestui contract în august 2011 este reală și mai mult decât atât, se pare că derogarea de la legislație, care deosebit de strictă în ceea ce privește chestiunea energiei, a fost semnată de secretarul de stat Claudiu Stafie. Asta precizăm noi în plângerea pe care am înaintat-o parchetul. În altă ordine de idei... Domnul Stafie, trebuie să spunem, legat de domnul Pinalti, a fost șef de parcări la primăria Piatra Neamț și a ajuns secretar de stat la economie. Ar trebui să fim naivi în momentul de față, chiar dacă parchetul nu s-a pronunțat pe această chestiune, să nu înțelegem că e vorba în momentul de față de o afacere cu iz de partid, pentru că vânzările astea prin offshore-uri sunt niște vânzări fictive din punctul nostru de vedere, dar bineînțeles nu vrem să indicăm vinovați, așteptăm ca parchetul să facă asta, doamna Căveș, și după ce se eliberează, să spunem, de problema Boldea, cred că ar putea trata și asta pe chestiune. Da, eu vă întreb așa, cum vă preocupă? Că eu, în locul dumneavoastră, ca parlamentar, mergeam din ușă în ușă în colegiu și le spuneam oamenilor, vedeți de ce plătiți dumneavoastră 506 lei pe megawatt? Ca să plătească offshore-ul lui Pinalti să primească 156 de lei pe megawatt. Foarte mulți parlamentari USR au făcut-o nu numai din ușă în ușă pe gură, ci și în scris. În scris, atât prin mesaje în mass media, dar și cu informarea respectivă. Și nu, adică, într-adevăr, l-ați menționat pe domnul Ponta, sunt, după cum știți,